Încep cu sfârșit, adică cu mulțumirile care sunt și am să vă spun și pentru ce. Mai întâi trebuie să-i mulțumesc enorm domnului Liceanu, nu glumesc, pentru că m-a căftănit. Cum spunea Ion Băbarbu când a apărut Craiul de Curtea Veche, romanul nostru s-a căftănit, adică în sfârșit m-a boierit. M-a băgat în cercul boierilor minții. Nu vreau un rang boieresc, vreau numai un semi-rang, rangul de paharnic. Iar prinde cel mai bine sufletului meu, însetat mereu de vin. Ei, mulțumesc că de 20 de ani aproape, am fost aproape de Humanitas, de la prima apariție și nu cred că a fost volum până prin 2005-2007 pe care să nu-l fi semnalat într-un fel sau într-altfel. În al doilea rând, trebuie neapărat să-i mulțumesc Grigorie Roman Pata Pievici, care mi-a dat această rubrică la revista Idei în Dialog. Pur și simplu, de la numărul 0, numărul pilot, mi-a spus: Danceule, pentru prima dată în viață te rog să faci ce vrei. Scrie despre cine vrei, cât vrei, cum vrei. A fost ceva extraordinar, pentru că eu am avut o manie a gazetăriei, am fost bolnav și sunt bolnav de gazetărie de mic. Trebuie să vă spun că la 8, 9, 10 ani vindeam ziare cu o plăcere nebună pe șoseaua Giurgiului, la Nea Mitică, la stația George Bacovia, după ce îi luam sifoane famnuia Gata, Cricorescu, Bacovia, vineam și vindeam informația Veac Nou, revista Sport. La 11 ani am debutat în scânteia Tineretului cu un reportaj despre găștile de la cinematograful Flamura. Și de atunci, deci de la 9-10 ani până acum la 58 de ani, am fost un pălmaș al presei cu un risipitorism, sau mă rog, gaspiaj, cum spun francezii, fără margini. Sunt un plezirist și un risipitorist, am o adevărată voluptate a cazetei. Am fost secretar de redacție la 16 ani în revista Liceului, am fost secretar de redacție în ziare din facultate, am făcut gazetărie la Luceafărul, la Transilvania, în toți anii 80. Am fost secretar de redacție la revista de istorie și teorie literară. După 90 am intrat la Luceafărul, la Contrapunct, cu rubrici în 22, în ziarul financiar, în ziarul de duminică, suplimentul ziarului financiar. Încât toată viața am fost obsedat de gazetărie și nu-mi pare rău, sigur, am de multe ori nostalgia marilor sinteze pe care trebuie să le facă istoricul literar, că criticul literar de mii de ori spun că în locul acestor peste 5-6 mii de articole întinse pe 40 de ani trebuia să fac istoria generației 27, trebuia să fac istoria generațiilor de la Junimea până la generația 80, trebuia să-mi duc la capăt Enciclopedia Romii Românești prin Caragiale, etc. Și totuși nu-mi pare rău. Nu-mi pasă, cred că între, poate acum spun o enormitate, între tragicul Elin, între Sofocle, Eschil și Euripide, și comedia de arte, între Oedip și Pantalone și Brighella, nu este nici o diferență. Că lacrima de râs este la fel de profundă, de abisal, de multe ori precum lacrima de la plâns. Deci, la doilea rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Horia că mi-a dat această rubrică. În al treilea rând trebuie să-i mulțumesc doamnei Lidia Bodea, care are acea bună tenacitate, acea temeinicie hărțuitoare. Dacă există un editorial harassness, cam asta știe să facă ea. Îi mulțumesc redactorului de carte Radu Gârmacea, care acum văd că nu se mai cheamă așa, văd că și-a pus numele Corneliu Radu, pentru sugestiile pe care mi le-a dat și pentru ochiul rău și foarte bun. Adică un editor, din cât are ochi mai rău, de-aia este mai eficient. Și în sfârșit, asta vreau să vă spun, îi mulțumesc foarte mult doamnei Angela Rotaru. De-aia am început cu mulțumirile ca să ajung aici. Prima variantă de copertă nu mi-a plăcut că eu am o fobie la avantgardism. Să n-audă pointilisme, constructivisme, eu am rămas mort la Rembrandt. Mort cu mai mult de Rembrandt, n-am mai mers. E, aceasta a doua cu copertă, eu zic că
este poate cea mai frumoasă pe care am avut-o în viața mea, pentru că efectiv simt că asta sunt și că nu vreau să fiu nimic mai mult decât o pereche de ochelari uitați pe o carte și mai ales aburul care iese din ceașca de cafea. Un abur. Mai mult decât un simplu samsar de carte, mai mult decât o aromă de cafea, nu mi-am dorit și nu doresc să fiu. Ultimul lucru pe care mi l-aș fi dorit și mi-l doresc în viață este să fie ajuns ceva gen Adrian Marino.